Doamnelor, domnilor, bună seara! Începe principalul jurnal de știri al zilei la Doto TV. Eu sunt Ana Maria Gudu, vă invit să urmărim împreună principalele titluri. Locuitorii din blocul ars se tem că hoții le-ar putea pătrunde în case. Imobilul a rămas recent fără pază, dacă are sau nu primăria soluții pentru oameni. Aflați la știri. Vântul a închis toate porturile de la Marea Neagră. La rafală, viteza acestuia a atins și 70 de km la oră, iar în larg, valurile au depășit 5 metri înălțime. Imagini imediat. Administrația locală caută constructori care să modernizeze zona peninsulară. Are în plan înlocuirea rețelei de canalizare și a stâlpilor de iluminat, montarea de mobilier urban nou și a unor stații de bike sharing. Toate detaliile în câteva momente. Problemele se țin lanț pentru locatarii blocului care a ars la jumătatea lunii decembrie. Oamenii nu se pot întoarce nici acum în casele lor și se tem că bunurile le vor fi furate. Nimeni nu mai asigură paza imobilului. Primăria Constanța spune că polițiștii locali vor patrula zona din oră în oră, însă chiar și așa oamenii cred că hoții l-ar putea intra în case prin geamurile sparte. La cartel aici n-au geamuri. Când o să fac banii, să pună geamuri, mă durează. E deschis. E multă muncă la blocul care a ars înainte de sărbătorile de iarnă și renovarea avansează greu. Fațada blocului a fost acoperită marți cu schele pentru ca muncitorii să tencuiască și să izoleze imobilul. Oamenii se tem însă că schelele vor ajuta pe o parte și vor face mult rău pe de altă parte. Multe apartamente au geamurile sparte, iar schelele ar putea ajuta hoții să pătrundă ușor în interiorul lor, mai ales acum când nimeni nu mai veghează la siguranța imobilului. Imediat după incendiu, pe toată durata cercetării, paza a fost asigurată de poliție. După terminarea verificărilor, paznicii au fost retrași însă. Teama există. Teama a fost dintotdeauna. Credeți că dacă echipajul acela ar mai rămâne aici, ar fi în regulă? Cu siguranță. Prezența unei mașini de poliție, chiar și poliție locală, ne dă un sentiment de siguranță. Da, e normal cu ridicatul schelei și cu toate cea. Suntem în progres și se vorbește cu o firmă de pază pentru angajarea unui paznic, cât timp avem această schelă și se lucrează la fațadă. Dar era nevoie să plăti. Asociația. Era bine să fi fost poliția locală prezentă, cum a fost bineînțeles. Până acum. Speriați, oamenii au început să-și adune lucrurile de prin apartamente. În multe dintre ele există încă aparatură electrocasnică și mobilier. Prezența echipajului de poliție nu vă oferea mai multă siguranță permanentă asta zi? Cum să nu? Am putut să stăm și noi de sărbători acasă, liniștiți, să ne facem sărbătorile, că n-am, oricum au fost destul de grele. Acum, dacă trece din oră în oră... Tot e bine, decât deloc. Tot e bine. Normal, am fi vrut să stea mai mult. Că se încearcă angajarea unei firme de pază privată sau ceva, noi suntem de acord cu orice să fie pază. Dar e un efort în plus pentru buzunarul nostru și așa afectat. Asta e, decât un furt, mai bine să mai dăm câteva zeci de lei în plus. Primăria Constanța promite că zona va fi supravegheată de polițiștii locali. Poliția locală, pentru a asigura ordinea și liniștea publică în tot cartierul, va patrula frecvent, aproape din oră în oră. În prezent, în apartamente nu este curent electric, trebuie schimbate contoarele și siguranțele pe casa scării, iar lucrările vor mai dura. Ne dorim foarte mult să vină cei de la Enel, îi rugăm să vină ca să ne tragă curent și după aia putem să ne mutăm fiecare. Chiar dacă nu se poate sta în casă deocamdată în multe apartamente, dar vor fi câțiva pe scară, se va încălzi scara, va fi bază, vor fi locatari, va fi altfel dacă avem curent. 35 de apartamente și 37 de mașini au fost distruse în incendiul din decembrie, iar sute de oameni au rămas pe drumuri chiar în prag de sărbători. Dezastrul a fost provocat de o joacă periculoasă a unor copii care au aprins mai multe petarde în garajul blocului. Unul dintre ei, un minor de 15 ani, este acum în arest la domiciliu. Copiii înroșesc linia telefonului de urgență 119. În Constanța sunt cel puțin două apeluri pe zi, care vin de la copii și tineri abuzați. Telefonul copilului poate fi apelat în cazurile în care un minor este abuzat, traumatizat, neglijat, ori victimă a violenței fizice și emoționale. În funcție de problemă, apelul va fi redirecționat către 112 sau către un psiholog. Ați sunat la 119 de GSPC Constanța, bună ziua, cu ce vă pot ajuta? Da, bună ziua, spuneți-vă rog. Da, cum se numește copilul?
Noul serviciu 119 a fost util și pentru constanțeni. Acesta a fost apelat de nenumărate ori, iar cele mai semnalate cazuri au fost situații de abuz emoțional și neglijare asupra minorilor. Numărul unic de urgență 119 a devenit operațional la Constanța în data de 5 ianuarie, iar până acum a fost apelat de peste 60 de ori majoritatea apelurilor venind din mediul urban. Într-un singur caz a fost necesară și deplasarea echipei mobile a Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului în urma apelării numărului 119, fiind vorba de o fetiță care a fost bătută de propria mamă. În urma sesizărilor, mamei a fost interzis să se mai apropie de fiica ei, iar acesta împreună cu frații ei au fost lăsați în grija tatălui. Numărul de telefon 119, ceea ce vine ca o noutate este posibilitatea redirecționării apelului către 112 dacă situația este foarte gravă și viața copilului este pusă în pericol. Dacă este necesară consilierea din partea unui psiholog, apelul se redirecționează către un psiholog, iar dacă situația impune deplasarea echipei mobile în teren, apelul se redirecționează către echipa mobilă. În paralel cu noul serviciu 119, funcționează și vechiul număr de telefon 0241983 al direcției. Chiar și așa, puțin sunt cei care știu că aceste numere de telefon există. N-am văzut, dar dacă aș suna, aș vedea, aș suna sigur. Bună, nu trebuie să dăm prim ajutor, să-l ajutăm? Dar suntem oameni, nu? Ca să putem să ajutăm. Nu cunosc, dar aș suna. Cum ați reacționa? M-aș suna la 1-1 de aici, probabil. La numărul de urgență 119, apelurile sunt preluate 24 de ore din 24 în fiecare zi. Reprezentanții de GASPC îi sfătuiesc pe toți cei care vor să semnaleze un abuz în cazul minorilor să apeleze acest număr și să pună astfel mai puțină presiune pe numărul unic de urgență 112. Este cod galben de vânt puternic pe litoral. La rafală, viteza acestui atinge până la 70 de km pe oră, iar în largul mării, valurile au și peste 5 metri înălțime. Din cauza condițiilor meteo, Capitania a decis să închidă rând pe rând toate porturile de la Marea Neagră și să suspende activitățile de încărcare-descărcare a navelor. Comandanții vaselor aflate în larg au fost sfătuiți să folosească semnalele acustice și luminoase, iar pentru navele aflate la cheu au fost dublate legăturile. Codul galben expiră în această seară la ora 20, însă autoritățile nu exclud prelungirea lui și pe parcursul nopții. Militarii români se antrenează alături de colegii lor italieni într-o misiune ca în filme la baza NATO de la Mihail Cogălnicianu. Vedeți imaginile în câteva momente. Se modernizează zona peninsulară. 27 de străzi și alei din centrul istoric vor fi reabilitate conform unui plan al administrației locale. Primăria Constanța vrea să schimbe rețeaua de canalizare și stâlpii de iluminat și să monteze stații de bike sharing inteligent și mobilier urban nou. Pentru toate acestea se caută acum constructori. Aproape 2700 de metri de străzi și alei moderne promită Primăria Constanța în zona peninsulară și a conturat și un plan care prevede lucrări edilitare în perimetrul delimitat de strada Regina Elisabeta și scările de acces din strada Termele Romane. Acest plan presupune, între altele, înlocuirea rețelei de canalizare, montarea unor noi stâlpi de iluminat și montarea de mobilier urban în stil Art Nouveau. Lucrările vor trebui să asigure noi instalații de iluminat, totodată întreaga zonă va fi dotată cu mobilier urban, respectiv bănci și scrumiere, și vor fi amplasate și două spații de bike sharing inteligent cu 10 biciclete incluse. Administrația locală spune că odată cu lucrările de modernizare va crește gradul de atractivitate al zonei, iar folosirea mijloacelor de transport poluante va fi descurajată. În prezent este în desfășurare o licitație pentru găsirea unui constructor care să răspundă exigențelor primăriei. Cei interesați să modernizeze zona peninsulară sunt invitați să depună oferte până pe 14 martie. Imediat după aceea vor fi semnate contracte și vor fi stabilite și datele de începere și finalizare a lucrărilor. Primăria Municipiului Constanța a publicat în sistemul electronic de achiziții publice o licitație pentru execuția de lucrări în zona istorică a municipiului Constanța. Este vorba despre etapa a doua de reabilitare a spațiului public, care va deveni cu această ocazie pietonal. E vorba de artere care nu au făcut parte din prima etapă, precum Ecaterina Varga, Cristea Georgescu sau Maior Gheorghe Șonțu. Pe lângă reabilitarea acestor străzi, se va realiza și un sistem de colectare a apelor pluviale, se va reabilita platforma de la baza statuii lui Angel Saligny și scările de acces către această zonă și totodată se va monta mobilier
urban și un sistem de iluminat. Cetățenii sunt conștienți de lipsurile din zona istorică a orașului și cred că în primul rând ar trebui schimbate pavelele. Nu, să se apuce întâi să reabiliteze clădirile în primul rând înainte să monteze mobilierul ăsta urban și pe urmă să înceapă cu, ăsta ar fi ultimul lucru de făcut, să pună mobilier urban. Nou. Și să închidă zona. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Ar trebui să înceapă cu începutul, pavelele. Fiindcă sunt chinezești de cea mai proastă calitate. Aici e o zonă pietonală, sunt multe terase, nu au ce căuta bicicletele sau altceva pe aici pe zonă. Valoarea totală estimată a investiției este de aproximativ 31.400.000 de lei, iar banii vor fi asigurați de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional. Iarna încă nu s-a terminat, dar în Mamaia se lucrează de zor pentru pregătirea sezonului estival. În această perioadă, echipele primăriei montează borduri pentru a delimita spațiile verzi din stațiune și vor așterna apoi pământ vegetal, pregătind astfel terenul pentru plantat. Administrația locală anunță că astfel de acțiuni vor avea loc de la un capăt la altul al stațiunii, astfel încât până la debutul sezonului estival, fiecare perimetru să fie frumos amenajat. De multe ori, în anii trecuți, foarte multe persoane ignorau faptul că spațiul verde nu este parcat și foloseau aceste zone pentru a-și lăsa mașinile. Forță, acțiune contra cronometru și disciplină. Toate acestea sunt esențiale pentru succesul misiunilor militarilor. În imagini care îți taie răsuflarea ne-au arătat și nouă ce înseamnă un exercițiu de pregătire pentru situații limită. Este vorba despre militarii de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu, care s-au antrenat alături de militari italieni. Vă mai spun doar atât. Este vorba despre catapultări din aeronave Eurofighter Typhoon și testarea reacțiilor rapide. Scenariile de situații limită în care salvarea unor piloți catapultați depinde de reacțiile rapide ale colegilor sunt parte din antrenamente. Militarii au în calcul toate posibilitățile ce pot apărea, mai ales în teren inamic. Aeronave Eurofighter Typhoon au cercetat zona pentru identificarea amenințărilor alături de două elicoptere IR-330, dintre care unul responsabil de recuperarea a doi piloți italieni catapultați cu echipa de extracție, iar al doilea ca escortă a asigurat sprijinul aerian și cercetarea zonei. A fost primul antrenament de acest fel planificat și desfășurat alături de partenerii italieni. Pentru personalul implicat, misiunea a fost complexă, a presupus zbor tactic în teren ostil și sincronizarea la minut a acțiunilor în fiecare etapă. A transmis locotenentul comandor Florin Bogdan, pilot de elicopter și mission commander la acest exercițiu. Militarii celor două națiuni și-au actualizat și îmbunătățit procedurile și tacticile standard de operare, dar au și crescut nivelul de interoperabilitate. Militarii italieni au executat o secvență similară și cu partenerii americani care au participat cu elicopterele Black Hawk. Luca, filmul nominalizat la premiile BAFTA pentru cea mai bună animație, se vede în acest weekend și în Constanța. Pelicula îl are în centrul acțiunii pe Luca, un băiețel simpatic ce trăiește o vară de neuitat pe Riviera Italiană. Scopa! We can go anywhere. Do anything. We just gotta stick together. În aventura cu plimbări pe scooter, înghețată și paste, Luca pornește cu noul său cel mai bun prieten. Toată distracția este amenințată însă de un secret profund. Care este acesta? Veți afla vizionând filmul care rulează la Centrul Jean Constantin de vineri și până duminică. Biletele s-au pus deja în vânzare pe site-ul centrului, iar accesul în sală se face pe baza certificatului digital COVID-19 sau a unui test negativ. Haideți să vorbim despre vreme acum. Cer înnorat și câțiva fulgi de nisoare astăzi la malul mării și temperaturi ce ne transmit că iarna este încă aici. Până la această oră, termometrele au indicat maximă de 7 grade Celsius, iar vântul a bătut destul de puternic. La noapte, în Constanța, temperaturile vor coborî până la minus 1 grad, iar pentru mâine, meteorologii anunță maxime de 10 grade și mai multe raze de soare. În Cernavodă, mercurul din termometre va indica la noapte minus 3 grade, iar pentru mâine, meteorologii anunță până la 11 grade de Celsius. În Mangalia, la noapte nu va fi mai mult de minus 1 grad, iar mâine vor fi maxime de 10 grade și un soare ce își va face loc printre nori.
Știri din sport acum. Farul Constanța joacă mâine în deplasare împotriva celor de la CS Mioveni de la ora 17:30. În prezent, marinarii ocupă ultimul loc în play-off cu 35 de puncte, în timp ce formația gazdă este ocupantă a locului 12 în clasament cu 26 de puncte. Echipa faniona orașului vine după un eșec înregistrat pe teren propriu cu Chindia Târgoviște, după ce fariștii au jucat în 10 oameni încă din minutul 30, atunci când Hefte Betancor a primit cartonașul roșu. Cu toate acestea, marinarii speră la o victorie, care să le asigure locul în primele 6 clasate în play-off. Președintele Federației Române de Automobilism și-a mai împlinit un vis. A plecat într-o expediție de 7 zile în Tanzania. Punctul final, atingerea celui mai înalt vârf muntos din Africa. Pentru experiența din Tanzania, Norris s-a antrenat fizic, dar mai ales psihic. Munții înalți sunt altfel decât orice alt tip de expediție pe care o poate încerca cineva. În primul rând, din cauza lipsei oxigenului. Cu cât mergi mai sus, oxigenul, aerul se rarefiază, concentrația de oxigen este mai mică, se ajunge la niște procente foarte scăzute de oxigen. Expediția tanzaniană a durat 7 zile din momentul în care Norris a intrat în Parcul Național. Cu cât ești mai sus, cu cât te apropii mai mult de vârf, cu atât condițiile sunt mai grele și cu atât tot mai multe gânduri îți vin și îți spun, dar ce caut eu aici, dar de ce trebuia să fac asta, dar de ce trebuia să fie așa de complicat și de greu. La vamă i-au fost confiscate pietrele pe care le luase de pe munte. Pe lângă lipsa oxigenului, Norris s-a confruntat și cu diferențele extreme de temperatură. În această perioadă, în zona Kilimanjaro, la bază, în Moshi, de unde am plecat, sunt undeva la 30-35 de grade, e foarte cald, iar în noaptea în care am atacat vârful, termometrele arătau undeva minus 7, minus 12 grade. Norris recunoaște că nu a fost deloc ușor să ajungă pe Kilimanjaro. M-am urcat 7 ore noapte pe o stâncă care nu se mai termina și n-a fost simplu. Mie mi s-a părut că cel mai frumos cadou este să le dau apropiaților și celor care m-au susținut o piatră de pe vârf, chiar de pe vârf. Kilimanjaro este un munte vulcanic. Președintele de la FRAS a vrut să-și surprindă prietenii cu cadouri inedite din aventura africană. La vama am părut total suspect celor care au verificat bagajele noastre. Mi-au desfăcut valiza destul de alarmați când au văzut probabil mormanul ăla de pietre și mi le-au confiscat. Doamnelor, domnilor, știrile serii la Doto TV au ajuns la final. Dacă aveți imagini sau informații care pot deveni o știre, ne puteți scrie la adresa redacție@dototv.ro, pe pagina noastră de Facebook, Doto TV, sau pe Instagram. Și nu uitați, pentru informații proaspete, accesați site-ul nostru dototv.ro. Eu sunt Ana Maria Gudu, vă mulțumesc pentru atenție, o seară liniștită vă doresc în continuare.